Bună, bine v-am găsit din nou. Astăzi am zis să vă arăt și stupul cu două regine. Ele lucrează pentru aceeași colonie care este enormă și sper să nu fie întârziat să vin să-i dau spațiu suficient. Le dăm spațiu suficient, cât mai mult, ca să poată să lucreze în voie. Cele două regine sunt separate de o grilă Hahnemann. Am preluat ideea de la stuparul.ro, dar el a făcut-o pe verticală, eu am făcut-o pe orizontală. Și voi merge pe... Acu depinde, dacă a intrat și ea și face și boci, atunci nu mai avem ce să-i mai facem mai departe. Pur și simplu va trebui să scot mărcile și asta este. Dar aici nu le voi scoate, ci le voi îndepărta cu totul, fiindcă sunt mărci în al treilea an. Dar dacă n-au intrat în friguri, atunci vom face o altă lucrare la ele. Prima dată voi verifica marca din dreapta. Doar bocile mă interesează ca să știu ce am de făcut. Iată o ramă plină ochi cu miere. Avem aici miere proaspătă de 3 kg, zic eu că e. E foarte frumoasă. E ceva interesant. Văzând această ramă, sper să nu fie în friguri, ca să pot să-mi continui experimentul. Așa zis, experiment. Foarte frumos. Și la ce văd eu, nu este în friguri. Lucrează bine mărcile. Și vom veni cu un cat la ele. Vom aduce un cat și vom separa prin grile. Pe una o vom ține izolată mai departe cu o grilă Hahnemann și cealaltă va avea libertate. Iată ce frumos! N-au intrat în friguri ținute una lângă alta. Deci e foarte, foarte fain. O să scoatem de la ambele colonii puiet. Câte 3 rame de puiet o să scot. O să facem o super colonie din ea. Aici avem mătuța, lucrează, nu are nicio treabă. Foarte bine. Dacă totuși am găsit marca, o să iau acum ramele cu puiet. Au 3 rame, nu neapărat cu puiet, dar voi lua 3 rame. Acestea îi le vom urca într-un cap. Iar aici vom veni cu rame. Să-i dăm spațiu mai mult. Deci foarte faină organizarea aceasta cu două regine.
Dacă erau singure, erau până acum în friguri de mult. Dar așa n-au nicio treabă. Fiecare lucrează în partea ei și vede de treabă. Acum consider că și cantitatea de puiet larvar are o importanță foarte mare pentru a ține colonia din friguri. Astfel, ouând două mătcuțe, lăptișorul de matcă este divizat foarte bine pe tot puietul care l-au ei. Cred că au vreo 10 rame de puiet. Și neapărat îi trebuie spațiu. Deci aceste măci au fost puse pentru a fi îndepărtate total anul acesta. Dar ele, fiind una lângă altă, totuși au lucrat bine. Ia uitați aici o ramă de a unei măci bătrâne. Foarte frumos. Bun. Acum aici, în ambele capete, vin cu rame goale. Sau chiar foița aș putea veni. Am adus o foaie de plastic, o băgăm aici. Mai avem o ramă, mai are ceva miere pe o parte, nu contează, toate astea goală. Și o ramă goală în partea aceasta. Bun, deci aici am terminat cu setarea. Pentru a separa măcile, ca să nu urce în cat amândouă odată, putem folosi ori folia o lăsăm pe partea aceasta, sau indiferent pe care parte vrem, nu contează, sau punem o grilă Hahnemann deasupra, în funcție de cum consideră fiecare acum. Dar să vedem dacă și partea stângă sau partea dreaptă, cum vă uitați dumneavoastră, este la fel de frumoasă. Bineînțeles, avem și aici o ramă plină cu miere. Deci ambele capete sunt pline. Ce frumos aici. Avem mâncare destulă. Și aceasta va urca sus, făcându-i spațiu cât mai mult. Iar dacă anul acesta această metodă dă rezultate fără să intre în friguri, la anul toate coloniile vor avea două regine. Iată. Nici aici nu avem nici urmă de boci. Foarte fain. În schimb, sunt celule de trântură, dar nu e nicio problemă. Încă nu avem boci. În schimb, prea mulți trântură, dar nu e așa mare baică. Până este mâncare în stuc, nu-i bai. Anul acesta am făcut mai multe tipuri de experimente, unele mai reușite, altele mai nereușite. Pe aceasta o consider una reușită deocamdată. Da. O mască foarte bine și în această parte, prin cucuiet larvar acolo. Ținând cont că în alte colonii a fost un mic dezastru, plin de boci.
altă ramă, dar au apărut bocii, din păcate. Acum sunt toate, dar acum voi încerca acest lucru, să-i dau cât mai repede spațiu, că aceasta este problema la el. Și vom vedea ce se întâmplă peste exact 7 zile, când acele boci ar trebui să fie căpăcite. Deci această matcă ar dori totuși să roiască, dar are foarte puțină, e doar un semn. Scoatem cât mai multe boci de aici, rame, boci. Scoatem ramele și le vom urca sus. Și aici este a doua matcă care este însemnată. Încă e destul de mare. A, nu, aici nu e o problemă. O să ridicăm acele rame sus. Bun. Și vom veni aici cu rame goale. Acestea le punem sus. Acum vin și cu catul. Iată, aici vom pune ramele. Scoatem tot mai multe rame din fața coloniei, care are semne de roire. Cu toate că se va liniști acum. Care va încăpea perfect aici. Și peste el o să vină capacul.